Bun găsit, dragi prieteni! Vă mulțumim că sunteți și astăzi împreună cu noi. Eu sunt Simona Popvancea și vă invit să rămâneți la un dialog absolut special cu doi invitați deosebiți. Alături de mine în platou este doamna doctor Dana Crișan. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mulțumesc foarte mult și noi pentru eu și noi, de fapt, pentru invitație. Sunteți medic specialist gastroenterolog, medic primar de interne, sunteți absolut cunoscută și îndrăgită de comunitatea orașului Cluj. Vreau să vă spun amândurora că oricui am spus că vom avea astăzi un dialog, reacția a fost: oh, dar ce oameni deosebiți, dar ce oameni cu inimă. Să știți că sunteți niște dragi ai comunității orașului nostru și vă mulțumim pentru tot efortul pe care îl depuneți în munca dumneavoastră de zi cu zi. Mulțumim pentru prezentare. Nu știu dacă merităm așa cuvinte frumoase alese. Ne bucurăm dacă de dragostea celor care au ajuns să interacționeze cu noi. Și dacă am reușit să facem un pic de bine, înseamnă că cu ne-am atins. Că ați reușit. Și vorbeam la plural pentru că împreună cu noi este și domnul doctor Nicolae Crișan. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Medic primar urolog, șef de disciplină, mi-am notat eu aici, în cadrul Universității de Medicină, de Farmacie, Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mulțumim și noi foarte mult pentru invitație. Este o onoare pentru noi. Cuvintele dumneavoastră sunt mult prea bogate. Nu putem să spunem decât că ne-am făcut ceea ce eram dator să facem. Să știți că poziția este adjudecată. Dacă aceasta a fost reacția, nu putem decât să o luăm de bună și să vă mulțumim foarte mult pentru tot efortul pe care îl depuneți. De altfel, am gândit această serie de interviuri ca o punte de legătură între persoanele direct implicate în domeniile vitale care susțin funcționarea comunității orașului Cluj și cei care ne urmăresc. Pentru că dumneavoastră și persoane ca dumneavoastră pot să ne semnaleze problemele țintite cu care se confruntă domeniul în care activați, iar cei de acasă empatizează cu lucrul acesta și să știți că se roagă. Și ne rugăm țintit în felul acesta și susținem, este o modalitate de a susține, iată, domeniul sănătății prin rugăciune, lucru foarte important, credem noi. De asemenea, vorbim în cadrul acestor interviuri despre importanța rugăciunii ca disciplină spirituală. Pentru că Dumnezeu ne îndeamnă în cuvântul Său să ne rugăm neîncetat și credem că nu trebuie să neglijăm lucrul acesta. Așa că dorim să aflăm și despre problemele cu care se confruntă domeniul sănătății, dar înainte de asta, până să ajungem acolo, dorim să vă cunoaștem așa puțin și poate că ar fi potrivit să începem cu câte ceva din amintirile care vă leagă de începuturile practicării medicinei în orașul nostru. Dumneavoastră ați excelat amândoi așa foarte de tineri. Cred că asta implică multă muncă, foarte multă seriozitate și caracter, aș spune eu. Ce vă amintiți așa din primele practici pe care ați reușit să le faceți prin spitale? Niciodată nu m-am gândit să fac altceva decât medicina de când eram în școala primară. Dacă ar fi să-mi aduc aminte de începuturi, cel puțin legat de studenție, prima imagine care îmi vine este o cămăruță undeva pe strada Moților la cel care era atunci fratele Dan sau doctorul Dan Ioan, era medic stomatolog. Uh-huh. Și care avea un suflet extraordinar de mare și ne strângea o dată pe lună studenții la medicină într-o cămăruță. Totdeauna ne aștepta cu o surpriză culinară. Știa că studenții la medicină sunt tot timpul flămânți pentru că n-apucă să mănânce. Corect. Și dragostea lui, căldura sufletească, compasiunea ne-a introdus în spiritul, în felul de a fi al unui medic care dorește să își ajute pacienții. Apoi începuturile ca și medic urolog se leagă în special de mentorul meu, de domnul profesor Ioan Coman, care mi-a oferit posibilitatea de a mă dezvolta și de a ajunge la o performanță medicală pe care mi-am dorit-o. În ceea ce vă privește pe dumneavoastră, la fel, amintiri frumoase despre mentor, profesor care v-au inspirat sau poate practica? Da, au fost cred că și una și alta. Poate lucrul care definește cel mai mult începuturile noastre este munca. Cred că dacă încerc să includ într-un cuvânt ceea ce s-a întâmplat în tinerețea noastră, din punct de vedere profesional, a fost muncă și iar muncă. Nu pot să zic neapărat că a fost neplăcut, pentru că, deși într-adevăr a fost istovitor, au fost perioade care ai senzația că uneori depășesc puterea unui om de a duce o astfel de perioadă, dar am dus-o, am putut. Tinerețea, de fapt, vine cu foarte multă energie și putere de muncă. E vremea în care poți să faci orice, aș zice, astfel încât
Da, a fost o perioadă grea, dar frumoasă. Am interacționat cu foarte mulți oameni. Eu, spre deosebire de Nic, nu am crescut într-o singură clinică, pentru că, începând cu medicina internă, am parcurs evoluția profesională prin diferite clinici medicale și legate oarecum de patologia medicală, de medicină internă. Am interacționat, așa cum spuneam, cu foarte mulți oameni. Mai mulți mentori au contribuit la formarea mea. Clinica medicală 3, profesorul Mircea Grigorescu, colegii mei de acolo au fost cei care m-au influențat mult în parcursul profesional. Dragostea de gastroenterologie a și venit de acolo. Și apoi, ulterior, transferul meu către Clinica medicală 5 și colegii de acolo, oarecum specialități colaterale, o clinică monobloc în care am interacționat cu o patologie mai diversă, ca să zic așa, și cu colegi diferiți, nu doar gastroenterologi, dar o colaborare foarte frumoasă și cred că am crescut și creștem împreună și muncim în continuare din plin. Nu cred că lucrul acesta s-a schimbat foarte mult de la începuturile noastre. Așadar, vă leagă anumite lucruri. Nu a fost ușor începutul pentru niciunul dintre dumneavoastră, foarte multă muncă, așa cum am și bănuit de altfel. Însă, cred că pe lângă foarte multă muncă este nevoie și de alte câteva lucruri. Suntem într-o continuă criză politică în țara noastră, o criză economică, o criză a sistemului sanitar. E nevoie de profesioniști, după părerea mea, care să încerce să ridice fiecare domeniu rând pe rând. Aș vrea să vă întreb, domnule doctor, pentru că ați avut de-a face cu foarte mulți profesioniști, vorbim de sistemul medical. Credeți că este suficient să fii doar un bun profesionist și atât? Am impresia că ne lipsesc în ultimii ani anumite valori pe care parcă înainte le aveam și eram înrădăcinați în ele și tindem să renunțăm așa la ele. O fi și acesta unul din motivele pentru care lucrurile par să nu meargă așa cum ne-am dorit. Există o tendință generală în societate de a reduce standardele, de a reduce valorile, o tendință chiar de deprofesionalizare, nu mai în medicină, în toate domeniile. Dar ca să vă răspund la întrebare, aș prezenta cele 7 lucruri care definesc profesionalismul în medicină. În primul rând vorbim despre respect față de pacient, față de societate și față de profesie. Respectul practic înseamnă o prețuire deosebită față de ceva sau față de cineva. Asta este primul lucru care definește profesionalismul în medicină. Și dacă vorbim de a păstra anumite valori, teama de Dumnezeu, de exemplu, Dallas Willard o definește ca și a evita să fii pe o poziție opusă lui Dumnezeu, să eviți să fii pe o traiectorie de coliziune cu Dumnezeu. Având această teamă de Dumnezeu, în profesie atunci respectul se păstrează față de pacient, față de societate, față de profesie, păstrând acest principiu totdeauna vei păstra o traiectorie care merge în direcția bună. Al doilea lucru care definește profesionalismul în medicină este atitudinea de compasiune. Sunt atent totdeauna când pacienții intră în cabinetul meu să le reduc anxietatea. Pacienții sunt foarte anxioși în prezența medicului, deși este un paradox. Eu cred că în prezența medicului, din potrivă, ar trebui să aibă o stare de echilibru, de pace, de liniște, pentru că sunt în prezența medicului. Când le fac ecografie și le spun să se întoarcă de pe stânga pe dreapta, se întorc invers. De ce? Știu care este stânga, știu care este dreapta, dar sunt stresați, sunt anxioși. Și atunci, o metodă de a evalua compasiunea este de a încerca să reduc la maxim anxietatea pacientului, să-i ofer o stare de echilibru, o stare de bine. Integritatea. Integritatea este a treia caracteristică care definește profesionalismul în medicină. Foarte bine și integritatea înseamnă o aderență pe termen lung la principiile de etică. Fără o aderență pe termen lung la principiile de etice, la principiile etice nu există profesionalism în medicină. Apoi, al patrulea lucru care definește profesionalismul în medicină este o reacție față de nevoia pacientului deasupra interesului propriu. Și mi-aduc aminte sărbătorile de Crăciun, de exemplu, când suntem obișnuiți să fim toți împreună cu familiile, de câte ori astfel de momente noi ni le-am petrecut în spital. Mi-aduc aminte câțiva ani în urmă când o femeie însărcinată venise de urgență de la Bistrița și avea nevoie de un gest de urgență care trebuia făcut atunci. Și n-a avut importanță că a fost seara de Crăciun, ai lăsat totul, ai lăsat sărbătoarea și ai trebuit să te duci pentru că interesul pacientului este deasupra interesului personal.
Apoi, un alt lucru care definește profesionalismul în medicină este o preocupare continuă pentru excelență și pentru dezvoltare profesională. Vă spuneam de profesorul meu, de profesorul Coman, care tot timpul spunea, eu sunt permanent pe curba de învățare. Inclusiv acum 2-3 ani mergeam la un curs de transplant renal robotic împreună cu dânsul. Media de vârstă era 30-40 la participanți, dar dânsul a păstrat permanent o deschidere pentru ceea ce este nou, pentru ceea ce îmbunătățește calitatea actului medical. Deci această deschidere permanentă spre excelență este obligatorie. Nu putem să rămânem la niște standarde scăzute. Acesta este un apanaj al vizionarilor, care de altfel sunt și deschizătorii de drumuri. Așa foarte este. Important. Așa este. Apoi, un al șaselea lucru care definește profesionalismul în medicină este o sensibilitate și o reacție față de anumite categorii speciale de pacienți. Mi-aduc aminte în 2003, când am început activitatea mea de urolog, am fost marcat de faptul că începește cancerul de prostată, care este cel mai frecvent cancer al bărbatului. Toți pacienții, în momentul diagnosticului, în momentul în care ajungeau la medic, erau într-un stadiu local avansat sau metastatic și aproape că nu puteam face nimic pentru ei. Am fost marcat profund de acest lucru și știu că atunci am mers la profesorul meu și am spus, sunt de acord să inițiem un screening, un program de sănătate publică prin care să reducem numărul de pacienți în stadiu metastatic. Și într-adevăr a fost un screening la Spitalul Municipal început în anul 2003-2004 și care a continuat ani de zile și satisfacția a fost că după 10 ani, dacă înainte 95% dintre pacienți la momentul diagnosticului prezentau metastaze, am reușit să reducem aceste 95% la 35%. Extraordinar. Și da, și ultimul lucru care definește profesionalism este respectarea confidențialității pacienților. Pacientul trebuie respectat ca și persoană. Acestea sunt lucrurile care definesc profesionalismul în medicină și care includ toate aspectele de compasiune, de etică, absolut obligatorii, pentru că medicina este totuși o profesie aparte, fără să cădem într-o anumită aroganță. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră și poate în aceste vremuri mai mult ca oricând ne agățăm de medicii noștri buni, de empatia lor, de profesionalismul lor, de cunoștințele pe care le au, pentru că oamenii trăiesc adevărate drame și apropo de asta suntem în plin al patrulea an pandemic care ne-a luat sigur prin surprindere ca toate celelalte la noi în țară și vreau să vă întreb pe dumneavoastră, doamna doctor, pentru că suntem și la început de sezon rece, dacă ați putea să ne sugerați câteva sfaturi pentru a ne întări imunitatea și nu mă refer aici la imunizarea prin vaccinare împotriva COVID, mă refer la întărirea imunității organismului nostru ca să ne putem proteja sigur și în mijlocul acestei pandemii de COVID, dar și de ceilalți patogeni care circulă și na, suntem cumva expuși, nu avem ce face. Ce ne sfătuiți? Da, este adevărat că toți ne dorim oarecum să ne creștem imunitatea. Nu știu dacă înțelegem sau dacă eu personal înțeleg exact ce înseamnă toată această imunitate și dacă am găsit secretul. Nu cred că există până la urmă niciun medic și niciun cercetător care să știe exact care e secretul imunității, pentru că dacă s-ar întâmpla asta, în definitiv am deveni imbatabili. Dar sunt anumite semnalmente care au fost elaborate de oameni de știință și în definitiv există un concept internațional de luptă împotriva COVID, care este un for oficial și care se numește Frontline COVID-19 Critical Care Alliance și care a încercat să stabilească anumite ghiduri de bună practică medicală în ce privește prevenția infecțiilor, în special prevenția infecției cu coronavirus de data aceasta și de asemenea ghiduri de tratament pentru infecția aceasta. Bineînțeles, nu putem pune problema că am descoperit tratamentul ideal sau imunizarea ideală împotriva acestei infecții, pentru că vedem cu toții ceea ce se întâmplă. Dar sunt anumite recomandări care merită menționate și care pot fi urmate de către noi, pentru că sunt în definitiv simple și de ce să nu le urmăm dacă putem. Și este vorba în special despre tratamentul cu diferite vitamine. Vitamina D3, care a fost așa de mult menționată până acum și continuă să rămână cap de serie în tratamentul sau, mă rog, în recomandările profilactice, între 1000 și 3000 de unități pe zi. Vitamina C, 1000 de miligrame de
1000 de miligrame de două ori pe zi. Apoi zincul își păstrează acțiunea antivirală și recomandarea în administrare profilactică în doză de aproximativ 30-40 de miligrame pe zi, nu mai mult decât atât. Quercetina, 250 de miligrame pe zi, și melatonina, pentru că somnul pare că are un rol important în refacerea organismului, ca să folosesc un termen comun uzitat. Și cred că lucrul acesta este important, dacă reușim să ne și odihnim în timpul acesta, reușim să ne refacem, să ne recăpătăm forța de a lupta împotriva virusurilor până la urmă. Dintre toate, aș zice că o atenție mare merită acordată vitaminei D, mă întorc la ea, pentru că dacă, de exemplu, vitamina C o putem ingurgita în doze mari, poate aș putea spune indiferent de cât de mari, pentru că organismul știe să elimine tot ceea ce e în plus în ce privește vitamina C, totuși în ce privește vitamina D trebuie să fim atenți, pentru că ea în doze foarte mari poate să dezechilibreze componenta hormonală, echilibrul hormonal, și cred că aici mă refer în special la glandele paratiroide responsabile de metabolismul calciului, drept care cred că aici trebuie să fim atenți cu dozele, nu mai mult de 3000 de unități pe zi. În rest, așa cum am menționat, toate celelalte sunt ușor de aplicat, sunt la îndemână oricui, le găsim în orice farmacie, merită să facem o cură din aceasta de vitamine profilactic. Această cură să o facem ala lung, perioadă mai îndelungată? Cred că e suficient dacă mergem aproximativ o lună cu această cură de tratament, cu această cură profilactică, de fapt, apoi putem, exact, să luăm o pauză și apoi putem să o reluăm. Poate nu neapărat... Pe toată perioada sezonului continuu. Rece. Da, intermitent. O lună, da, o lună, nu. Uh-huh. Iată lucruri simple până la urmă, care sunt la îndemână oricui, absolut, care țin de bunul simț, pot să spun așa, nu sunt lucruri sofisticate. Absolut. În momentul în care avem un echilibru în toate, în alimentație, în odihnă și aducem un aport potrivit de vitamine, sunt sigură că se obțin și rezultate foarte bune. Pentru că pomeneam de acest al patrulea an pandemic, trebuie să spunem și aș vrea să mergem cumva într-o latură mai puțin plăcută a ceea ce se întâmplă în societatea noastră. Știu că sunteți la curent și ați auzit cam tot ce se vorbește. Există încă oameni care cumva nu au încredere în actul medical. Există încă voci care blamează medicii pentru felul în care este gestionată această pandemie. Există încă voci care spun că cifrele sunt cumva măsluite din PIX. Și vreau să vă întreb și să profit de prezența noastră aici, amândurora, ca oameni care sunteți în spitale, care vedeți cât de pline sunt paturile și secțiile, care ați văzut epuizarea medicilor direct implicați în tratarea pacienților cu COVID. Este această pandemie așa o făcătură? Mai trebuie să credem vocile care sunt așa dornice să promoveze conspirații? Pentru că trebuie să începem să ne protejăm cu adevărat. Da, ce trist sună această întrebare. Este cu adevărat trist, da. Da, adică cel puțin termenul de făcătură, când vezi realitatea care se întâmplă în jurul tău și nu o trăiești de o lună, două, ci deja o trăim de un an și jumătate. Noi personal am trăit-o și în primăvară, spitalul clinic municipal a fost spital full COVID din octombrie, noiembrie și până în mai. Am tratat la vremea respectivă exclusiv pacienți COVID, iar acum suntem din nou în plin val 4. De altfel, ca toate celelalte spitale, avem și pacienți COVID și non-COVID, dar domină patologia COVID, pentru că asta se întâmplă într-o pandemie. Cifrele nu sunt o făcătură, pentru că ceea ce vedem în jurul nostru, adică ambulanțe nenumărate, sunt situații în care nu vezi capătul șirului de ambulanțe în fața spitalului clinic municipal, de asemenea la UPU și de asemenea la clinica de boli infecțioase. De asemenea, uneori nu avem tărși suficiente în urgență ca să așezăm și să primim toți pacienții care vin acolo și, pe de altă parte, după ce reușim să-i veghem în urgență, să-i monitorizăm acolo, nu reușim întotdeauna să-i preluăm în secții pentru că nu sunt atât de multe paturi libere astfel încât să putem să acoperim cererea. Iar lucrul acesta este foarte trist în condițiile în care vezi un pacient una, două, trei, patru zile monitorizat în urgență pentru că nu ai putut să-l preiei într-un pat unde să-l veghezi îndeaproape împreună cu cadrele medicale aferente. Mai trist decât așa, nu știu ce poate fi și nu, în condițiile acestea este o crudă realitate ceea ce trăim din acest punct de vedere. Este foarte făcătură. Important să informăm oamenii și informațiile să vină de la cei direct implicați, după părerea mea. Este foarte important ca ei să aibă încredere în ceea ce spun medicii, pentru că numai împreună și cu ajutorul lui Dumnezeu, sigur, vom reuși să trecem împreună peste acest mare necaz. Știu familii care au trecut prin adevărate drame,
Știu că medicii fac și ei ce pot, știu că lucrurile sunt sub control până la un anumit punct de unde ne depășesc pe toți, că asta este, și învățăm pe parcurs să ne adaptăm și să rezolvăm problemele care apar. Știu că nu este deloc ușor, însă mai există o problemă pe care am văzut-o în special în comunitatea creștină, faptul că, și rămân la dumneavoastră, doamna doctor, faptul că oamenii, sigur, cred în Dumnezeu și se bazează exclusiv pe Dumnezeu, contravine cu credința noastră faptul că, iată, luăm anumite măsuri de protecție și încercăm să fim și noi împreună lucrători cu Dumnezeu, nu? Până la urmă, cum spune cuvântul. Contravine asta cu o credință neclintită în Dumnezeu? Ce părere aveți? O sunt nicio formă. Așa cum subliniați și dumneavoastră foarte bine, mi se pare că suntem într-adevăr împreună lucrători cu Dumnezeu și lui Dumnezeu îi place să lucreze cu noi. Și în condițiile acestea, da, bineînțeles, pe creștin îl caracterizează credința, categoric, dar asta nu înseamnă că noi trebuie să neglijăm toate legile fizicii, legile epidemiologice, legile bolilor infecțioase, a microbiologiei, și sfidându-le să ajungem să purtăm consecințele, de fapt, a atitudinii noastre. Astfel încât, dacă ne uităm la antemergătorii noștri, la predecesorii noștri, și m-aș duce până anul 1500 la Martin Luther, care a trăit și el o vreme de pandemie și spunea la vremea respectivă: mă voi feri de aglomerații pentru că n-aș vrea să mă infectez și de asemenea n-aș vrea să dau infecția unor apropiați alor mei, și dacă totuși Dumnezeu va hotărâ să mă cheme acasă, n-aș vrea să fiu răspunzător până la urmă de moartea mea și nici de moartea celor din jurul meu, pentru că în definitiv noi suntem responsabili de viața celor din jurul nostru și nu de moartea lor, și de asta vrem să fim responsabili, de viața fiecăruia dintre noi. Și la viața aceasta mă refer, la viața pământească și la viața spirituală în definitiv. Deci cred că a respecta legile unei pandemii sau a protecției împotriva pandemiei mi se pare o responsabilitate pe care o avem fiecare dintre noi și nu contravine credinței noastre cu siguranță, sub nicio formă. Și apoi mai este un aspect pe care aș vrea să-l subliniez ca și creștin. Cred că nu se cade să îl sfidăm pe Dumnezeu sau să îl provocăm pe Dumnezeu prin faptul că nu respectăm aceste legi ale naturii și ale fizicii pe care El le-a instituit. Și m-aș duce până la ispitirea Domnului Iisus, și pentru că în Deuteronom spune să nu-L ispitești pe Dumnezeu, m-aș duce inclusiv la ispitirea Domnului Iisus, pe care diavolul l-a luat la un moment dat și l-a așezat pe streașina templului și l-a provocat să se arunce de pe streașina templului. Și bineînțeles, Domnul Iisus nu s-a lăsat provocat de acest îndemn al celui rău, și cred că în contextul acesta este extrem de important să facem și noi la fel, să nu sfidăm legile pe care Dumnezeu le-a instituit, pentru că e ca și cum ai merge până la urmă cu o viteză excesiv de mare pe autostradă sau nu neapărat pe autostradă, pretinzând că Dumnezeu te va păzi pentru că El te păzește, că ești creștin, nu-i așa? Sau ai prinde un șarpe veninos de coadă pentru că Dumnezeu te va păzi, nu-i așa? Și încă o dată, cred că nu e cazul să-L provocăm pe Dumnezeu, și Dumnezeu nu dorește lucrul acesta de la noi, ci mai degrabă dorește să trăim în ascultare de El și de legile pe care El le-a impus în universul acesta. Din păcate, timpul alocat pentru această primă jumătate a interviului nostru a ajuns la final. Până data viitoare, așadar, multă binecuvântare tuturor. La revedere!